Nu știm ce e în mintea lui, dar a venit aici. Dar oricum am face, la Ai Umor nu putem trăi fără un magician în casă. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Răzvan Parawanu! Bună seara, mă numesc Parawanu Răzvan. Salut. Și seara aceasta am venit să vă ofer un mindfuck. Oh. O să am nevoie de cineva din juriu, dacă îmi permiteți să vin în față? Da, sigur. Eu nu... Ești sigur că vrei prostul de serviciu? Eu nu, o să facem o alegere aleatorie. Mai precis, Bendeac. Oricine, dar mai ales Bendeac. Am pregătit aici un pachet de cărți cu numele voastre. Da. Doar că nu o să aleg eu pe nimeni personal. O să alegeți voi câte o carte. Sau iar... destinul. Sau destinul. Iar cine va alege cartea cu numele personal, acela va fi invitatul meu pe scenă. Eu am înțeles cum funcționează cât de cât treaba asta cu cărțile de joc și toată magia asta. Se vede că i-am amestecat perfect, da? Ok. Multe sunt niște calcule matematice pe care le faci și oricum le-ai dau, îți iese așa, știi? De multe ori. Și nu mi se mai pare fantastic nimic. Așa. Acum vreau să vă uitați fiecare la cărți. Iar cine și-a ales cartea cu numele personal, acela va fi invitatul meu pe scenă. Lasă-mă să ghicesc, ce nume ai tu? Nu contează ce nume ai tu. Da, tu ești. Am numele prostului de serviciu. Normal. Deci... Îl primim cu aplauze pe Mihai Bendeac. Dar nu putea să spună direct. Dar n-a fost mă asta, a fost mâna destinului, mă. Da. Chiar a fost mâna destinului. Îmi pare bine. Asemenea. O să am nevoie să alegi pe cineva din public. Ok. Pentru a ține aceste foi, la vedere, da? Să nu creadă cineva că le modificăm sau că facem ceva. Cine a mai ținut niște foi la vedere? Doamnă, ați mai ținut foi la vedere? Vă rog atunci să o aplaudăm pe doamna care a mai ținut foi la vedere. Avem nevoie de experiența noastră. Săruna. Răzvan. Mihai. Îmi pare bine. Îmi pare bine. Asemenea. Bun, acestea sunt foile, da? Vreau să le țineți cu fața spre public. Iar când o să vă rog eu, dați câte o foaie în spate, numai când vă spun eu, da? Bun, Mihai, ce o să facem noi în seara aceasta? Punem direct, prostule. Serios. Fii atent. Deci eu la magician sunt prostul proștilor. Deci avem un pachet absolut normal de cărți, da? Și diferit. Numărul de combinații dintr-un pachet de cărți este de 52 factorial. Știi ce e 52 factorial? Dacă nu știi... 52 știu, factorial. Factorial, vă rog să dați foaia în spate. Cam așa arată. Ah, da. 52 factorial. Ăsta e 52 factorial. Da? Acum vreau să închizi ochii, eu nu văd până acolo. Cum? Să închizi ochii, te rog frumos, să ai liniștit că nu ți se întâmplă. Factorial să închizi. Să te gândești la rezultatul pe care l-ai obține în urma acestui calcul matematic. Și în momentul ăsta, dacă te uiți pe aceste foi, deschide ochii. Exact la ce te-ai gândit, a apărut pe foi. Asta era. Doamnă, cum vă simțiți în calitate de stativ de foi? În dar cum mă simt eu în calitate de prost? Lasă-o pe doamnă. Culmea e că mă simt foarte bine, adică sunt lejer, așa, parcă fac asta de o viață. Iartă-ne, da. Bă, a fost amuzant numărul cu Mihai acolo. Și dacă vreau să mai văd asta, vreau să văd tot așa. Pentru că eu am râs. Dar eu n-am râs de mai... Eu am râs de Mihai. O să te rog să alegi două pachetele care vrei de aici. Pe care le vrei de aici. Pe care le vrei de aici. Deci vreau să... E corect. Sunt amestecate. Prost, dar știe gramatică. Sunt cărțile amestecate complet, da? Da. A fost mișto că și-a însușit el o treabă și povestea asta cu prostul satului și așa. A fost mișto. Am râs de asta, am râs. De necazul lui. Vreau să tai jumătate de pachet cu atenție. Bun. Vreau să pui pachetul în mâna aceea. Tai pachetul la jumătate. Întorci pachetul din mâna asta, îl pui deasupra pachetului meu și eu pachetul meu îl pun deasupra pachetului tău. Adică nimic. Corect? Corect. Și acum vreau să mai alegi un pachet pe care vrei să-l întorci invers. Pe ăla. Pe ăsta. Și amestecăm. Bun, în momentul ăsta vreau să pui mâna deasupra pachetului. Ce să le mai fac acum? Să pui mâna deasupra pachetului. Și să le amestec? Nu. Nu, doar pun mâna. Pui mâna și juri. Pune mâna. Pune mâna și jură că nu ne-am vorbit dinainte. E, asta e bun acum. Deci nu ne-am vorbit dinainte. Mă jur să moară... Să facă... Mă jur pe Sfânta mea Cruce, care vorba aia, sunt mare credincios, că eu pe băiatul ăsta nu l-am văzut în viața mea și că nu am vorbit niciodată cu el. Așa este, frățioare. Așa este. Să-ți dea mea sănătate.
Că nu am nicio idee în ce poziție și în ce ordine se află cărțile de acolo. Aia, asta trebuie să spun eu, da. Că nu am nicio idee în ce poziție și ce, mai ales în ce ordine sunt cărțile de aici. Și că nu am schimbat pachetul de cărți. Și că n-am schimbat pachetul de cărți. Perfect. Deci am făcut toate chestiile astea, pentru că eu înainte să vin aici, am scris ceva. Citește cu voce tare, te rog frumos. Și numărați împreună acum, nu? Păi deci este greu, vorbe, da. Trebuie să citesc cu voce tare, da? 18? 18. 18. 18. 18 cărți vor fi 18. Întoarse. Și dacă răspirăm pachetul... Se întâmplă ceva cu mine și cred că nu doar cu mine, cu chelul 100%. Se întâmplă același lucru, de, pe mine mă pierde pe parcurs. Adică aș da skip un pic. 15, 16, 17... Nu cred așa ceva. Eu zic să mai numărați odată. No. Cred. Mai numărați odată. N-am o problemă cu magicienii. Am o problemă cu magicienii mediocri. Deci am avut astăzi unul dintre cei mai jalnici magicieni. Vreau să mai dați o carte. O foaie. Așa. Să vedem ce scrie. 12 cărți vor fi... vor fi negre. 12 cărți vor fi negre. Dacă anumite lucruri durează mai mult decât e bine tehnic, îți pierzi interesul. 11, 12, extra. N-ai cum, că nu sunt de meserie magician și m-ai pierdut cu 700.000 de tăieri și amestecări și... 9 dintre cele 12 cărți negre vor fi tătreflă. Gata, nu mai vreau. Am înțeles, la final o să mă surprind și o să scoți niște cărți de undeva și o să fie fabulos. Dar nu... Dar știu că asta o să se întâmple. 8, 9, 9. 9. 9. Nu, ai avut noroc, du-te. Prea mare noroc. Dar stai că asta nu e tot. Nu e tot. Vreau să mai dați un foaie, vă rog frumos. Mai dați un foaie, vă rog frumos. Restul cărților vor fi de inimă. Și dacă o să răsfirăm cărțile astea, o să vedem. Aici nu trebuie să le numărăm. Ai spus restul. Rest. Nu, nu se poate. E un romb. Așa. I know what you did there. Ia mai dați o foaie, domn. Clar. Voi de la capăt. Ce scrie? Ce scrie? Pagina lui de Facebook. Pagina ta, da, Facebook, Instagram. Instagram, da? Și dacă o să intrăm pe Facebook-ul meu. Da. Dăm la fotografie. E rombo acolo, fii atent. Și dacă o să te uiți pe profil... Ai făcut tu poza asta cu mine, mă. Pe tricoul meu scrie... Da, mă. Șmecherie. Dar când am făcut poza asta? Ce scrie pe tricou? Vreau să citești cu voce tare. Deci este o fotografie cu mine în care arăt de zici că m-au bătut două găști și sunt mahmur, crede-mă. Deci eram mahmur mort aici, nimeni. Așa. Și scrie cu excepția 2 de rom. E simplu. Omul s-a îmbrăcat cu un tricou pe care l-avea. A venit să facă poză cu tine și acum încearcă să ne impresioneze. Să vă duceți la... Toți magicienii. Toți magicienii, dar în frunte cu tine. Mulțumesc. Când ajungeți la... Tu te duci primul, îi vii în brațe, îi spui... Deci, mind-ul meu a funcționat. Da. Mersi frumos. Ați ținut foile alea cu un talent, doamnă. Extraordinar. Oh. Eu vă mulțumesc. Să vă duceți la dracu? Vă rog. Vă rog, cu mare drag. Mersi frumos. Cu mare drag. Ai comedie fără pauză și porție dublă de Ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale Ai Umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!